Uitat de ambun de autorități, acum stadionul Parc va fi reabilitat și readus la splendoarea de altă dată. Primăria a demarat un proiect prin care gardul stadionului va fi refăcut. Reabilitarea acestui stadion face parte dintr-un proiect mai mare ce cuprinde refacerea în întregime a întregului parc din Caracal. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro, finanțare făcută prin fonduri europene. Deja am demarat o activitate în care am îndepărtat gardul stadionului și o parte din tribună prin, să zic, înveloparea acestui gard cu imagini vechi din municipiul Caracal, imagini care vor fi completate cu imagini cu sportivi, imagini cu echipe de fotbal, fiindcă vorbim de un teren de sport. Partea din fața acestui stadion va fi reabilitată, reamenajată și ea cu o serie de plante. Tot în această idee am demarat o activitate de construirea unui skate park, unde copiii se vor putea da cu skateboardul și tot în același perimetru vom amplasa niște aparate de gimnastică pentru cei care doresc. Urmează să continue lucrările de amenajare peisagistică, ce presupun protejarea celor 168 de specii de plante unicat din parc, dar și amplasarea unor rampe pentru skateri, dar și pentru cei ce vor să facă sport în aer liber. Un alt proiect care vizează reamenajarea parcului este cel care se află deja în pregătire. În acest an, având partea de pregătire tehnică, urmând ca de la anul să fie implementat, este vorba de reabilitarea ambiental-peisagistică a Parcului Constantin Poroinanu. Pe de o parte, acest proiect vizează partea de plante, respectiv o identificare și o determinare a plantelor care există în Parcul Constantin Poroinanu, iar pe de altă parte, o reabilitare a clădirilor care se află, printre acestea incluzându-se și așa numita insulă, care va deveni zona smart a parcului nostru. Parcul Constantin Poroinanu, numit după cel care a donat terenul în 1893 și apoi întreaga sa avere orașului, a fost realizat după proiectul arhitecților peisagiști francezi Edgar Redon și Ernest Pinard, cei care au amenajat și Cismigiul. Parcul este cel de-al treilea parc natural ca dimensiune din Europa, având peste 25 de hectare. Acesta uimește printr-un pitoresc extrem. La picioarele unui mare foișor se întinde un lac alimentat de izvoare naturale. Spectaculoasă este și Alea Plopilor, lungă de 1200 de metri, realizată în 1913. Cele patru rânduri paralele de plopi au înălțimi amețitoare. În parc, pe lângă numeroasele specii de plante și arbori autohtone, pot fi văzute și specii exotice, aclimatizate la noi în țară. Parcul este unul dintre principalele puncte de agrement ale orașului.